Capitolul 16. Sosirea la Paris. Eram încă tare departe de Paris. A trebuit să pornim la drum pe șosele troienite și să umblăm de dimineață până seara, înfruntând vântul de miază zi care ne izbea în față. Ce jalnici erau marșurile astea lungi! Vitalis mergea înainte, eu în spatele lui, iar Capi pe urmele mele. Înaintam așa, unul după altul, fără să schimbăm o vorbă, ceasuri întregi, cu fața vânătă de frig, cu picioarele ude, cu burta goală. Iar oamenii pe care îi întâlneam se opreau și ne petreceau din ochi, cu siguranță că tot felul de gânduri ciudate le treceau prin cap. Unde îi ducea oare moșneagul acela pe copil și pe câine? Tăcerea îmi făcea rău. Aș fi vrut să vorbesc ca să pot uita. Când însă îi spuneam câte ceva lui Vitalis, el ne răspundea scurt, fără a întoarce capul. Din fericire, Capi era mai puțin ursuz și deseori, mergând, simțeam o limbă umedă și fierbinte pe mână. Era cățelul care mă lingea ca să-mi spună: sunt aici, eu, Capi, prietenul tău. La rândul meu, îl mângâiam încetişor, dar fără să mă opresc. Părea fericit de dovada mea de dragoste, cum eram și eu de a lui. Ne înțelegeam și ne iubeam. Era un sprijin pentru mine, după cum, sunt sigur, eram și eu unul pentru el. Inima unui câine e tot atât de simțitoare ca și inima unui copil. Mângâierile acestea îi aduceau atâta ușurare lui Capi, încât cred că îl făceau oarecum să mai uite moartea tovarășilor lui. Totuși, puterea obișnuinței era mai tare și uneori se oprea pe drum, așteptând parcă să vie din urmă trupa, ca pe vremea când era caporal și când de atâtea ori trebuia să o treacă în revistă. Asta însă nu o ținea decât câteva clipe, se dezmeticea numai decât și aducându-și aminte de ce nu mai venea trupa, ne întrecea repede și se uita la Vitalis ca și cum l-ar fi luat martor că nu era el de vină. Dolce și Zerbino nu veneau pentru că n-aveau cum să mai vină. Toate astea le făcea cu niște ochi atât de vii, de grăitori și plini de inteligență, încât ni se rupea inima. Așa că nu era prea veselă călătoria noastră, deși am fi avut oarecum nevoie de distracție, eu cel puțin. Giulgiul alb al zăpezii se așternea pretutindeni pe câmpie. Soarele lipsea de pe cer, înlocuit de o lumină galbenă și ștearsă. Pe ogoare, nici o mișcare, nici un țăran la muncă. Nici necheza de cai, nici muge de vaci, doar croncănii de ciori care, cocoțate cât mai sus pe crengile despuiate de frunze, țipau de foame, nezărind pe pământ niciun petic cât de mic pe care să coboare ca să găsească vreun viermișor. Prin sate, numai case ferecate, peste tot tăcere și singurătate. Când era ger mare, lumea stă lângă vatră și sau lucrează prin grajduri și prin hambare închise. Noi însă, pe drumul gloduros sau alunecos, mergeam drept înainte, fără să ne oprim, fără altă odihnă decât somnul de noapte în vreun graj sau în vreo târlă de oi. Drept hrană nu aveam decât o bucată de pâine și aceea, vai, atât de mică, ea ne ținea loc și de prânz și de cină și de tot. Când aveam norocul să găsim o târlă unde să ne adăpostim, eram fericiți, căci căldura oilor ne apăra de frig. Mai era apoi și vremea când miei sugeau și ciobanii îmi dădeau voie uneori să mulc câte o oaie mai lăptoasă. Desigur că nu ne plângeam nimănui că murim de foame, dar Vitalis și Ret știa cum să aducă vorba. Băiețelului îi place foarte mult laptele de oaie, spunea dânsul, pentru că s-a deprins cu el din copilărie. Și asta îi aduce aminte de obiceiurile de pe la ei. Această poveste nu prindea întotdeauna. Când însă izbutea, aveam o seară bună. Firește că îmi plăcea laptele de oaie, mai ales că, după ce beam, mă simțeam a doua zi mai sprinten și mai voinic. Străbăteam kilometri după kilometri, făceam popasuri după popasuri, ne apropiam de Paris. Și chiar dacă stâlpii înșirați de-a lungul șoselei nu mi-ar fi spus-o, mi-aș fi dat seama după circulația care era tot mai mare și după zăpada de pe drum care, pe aici,
era mult mai murdară decât în câmpiile de la, din Champagne. Lucru de mirare, cel puțin pentru mine, a fost că nu mi s-a părut ținutul mai frumos și nici satele altfel decât acelea prin care trecusem înainte. Auzisem de atâtea ori vorbindu-se de minunățile Parisului, încât îmi închipuiam copilărește că aceste minunății trebuie să se vestească de departe, prin ceva cu totul neobișnuit. Nu știam nici eu bine la ce trebuia să mă aștept și nici nu îndrăzneam să întreb, dar ce mai vorbă, așteptam să văd minuni. Copaci de aur, străzi mărcinite cu palate de marmură, iar pe străzile acestea locuitori îmbrăcați în haine de mătase, asta mi s-ar fi părut foarte firesc. Oricât căutam eu cu ochii numai copaci de aur, am observat totuși că oamenii care ne întâlneau nu se mai uitau la noi, erau negreșit prea grăbiți pentru așa ceva sau poate prea obișnuiți cu priveliști mai dureroase decât aceia pe care le înfățișam noi. Asta îmi sporea îngrijorarea. Ce aveam să ne facem la Paris, în halul de mizerie în care ne aflam? Era întrebarea care mă chinuia cel mai mult de-a lungul acelor drumuri nesfârșite. Tare l-aș mai fi întrebat pe Vitalis, dar nu îndrăzneam. Prea era posomorât și scump la vorbă. Într-o zi, în sfârșit, se hotărâ să ia loc lângă mine și după felul cum mă privi, am simțit că aveam să aflu ceea ce doream de atâta vreme să știu. Era într-o dimineață. Dormisem la o fermă, nu departe de un sat mare, care, după cum spuneau tăblițele albastre de pe drum, se numea Bois Saint-Léger. Plecasem din zori și, după ce mersesem de-a lungul zidurilor unui parc și străbătusem satul de la un capăt la altul, zărisem în fața noastră de pe culmea unui deal un nor mare de fum negru plutind deasupra unui oraș uriaș, din care nu se puteau deosebi însă decât câteva monumente mai înalte. Tocmai căscasem ochii încercând să cuprind cât mai bine vălmășugul de acoperișuri, de clopotnițe, de turnuri care se pierdeau în ceață și fum, când Vitalis, încetinând pasul, se apropie de mine. De acum, viața noastră se schimbă, îmi spuse el, ca și cum ar fi continuat o convorbire începută mai de mult. Peste 4 ceasuri suntem la Paris. Va să zic că ăsta e Parisul. Bineînțeles, chiar în clipa când Vitalis îmi spunea că orașul din fața noastră este Parisul, o rază de lumină se desprinse din cer și zări jos, într-o străfulgerare, un fel de sclipire aurie. Nu mă înșelasem prin urmare, aveam să găsesc copaci de aur. Vitalis urmă, la Paris ne vom despărți. Deodată se făcu întuneric, copacii auriți pieriseră, mi-am întors privirea către Vitalis, mă privi și el, paloarea feței, tremurul buzelor, iară tară ce se petrecea cu mine. Ești îngrijorat și mâhnit, îmi zise el. De ce să ne despărțim, am întrebat în cele din urmă, după prima clipă de uimire, sărman copil. Acest cuvânt și mai ales tonul cu care îl rostise făcură să-mi dea lacrimile. De când nu mai auzisem o vorbă duioasă? Ce bun ești cu mine, am izbucnit eu. Tu ești bun, băiețelule, și ai o inimioară de aur. Vezi tu, sunt clipe în viață când îți dai seama de aceasta și nu poți să nu fii înduioșat. Când totul merge strună, îți vezi de drum, fără să te gândești prea mult la aceia care te însoțesc. Dar când toate merg anapoda, când te trezești pornit pe o cale rea, mai ales când ești bătrân, adică fără nădejde în ziua de mâine, atunci simți nevoia să te reazem pe cei care te înconjoară și ești fericit să-i ai pe lângă tine. Te miră că aș putea eu să mă reazem pe tine, nu-i așa? Și cu toate astea, așa este. Mi-ajunge să văd că ți-s ochii umezi ascultându-mă și mă simt și eu mai ușurat, pentru că, dragă Remi, și eu sunt foarte necăjit. Abia mult mai târziu, când mi-a fost dat să am și eu pe cineva la care să țin,
Am simțit și am înțeles câtă dreptate avea. Nenorocirea, continuă Vitalis, este că totdeauna trebuie să te desparți de o ființă dragă, tocmai atunci când, din potrivă, ai dori să-i fii mai aproape. Doar nu te gândești serios, i-am răspuns eu cu sfială, să mă părăsești la Paris. Nu, firește, n-am să te părăsesc, fii sigur. Ce ai face tu în Paris singur, singurel, bietul de tine? Și apoi, nici n-am dreptul să o fac, în privința asta poți fi liniștit. Din ziua când am refuzat să te las în grija acelui doamne cum se cade, care voia să te oprească la dânsa și să te crească în tocmai ca pe copilul ei, mi-am luat obligația de a te crește eu însumi, cât voi putea mai bine. Din nefericire, împrejurările îmi sunt potrivnice. Nu pot face nimic pentru tine în clipa de față. Și iată de ce mă gândesc să ne despărțim, nu pentru totdeauna, ci numai pentru vreo câteva luni, ca să trăim fiecare cum om putea până trece iarna. Vom ajunge la Paris peste câteva ceasuri. Ce vrei tu să facem noi acolo cu o trupă din care n-a mai rămas decât capii? Auzindu-și numele, câinele veni foarte mândru în fața noastră și după ce își duse laba la ureche pentru a saluta militărește, o puse pe inimă, ca și cum ar fi vrut să ne spună că ne putem bizui pe devotamentul lui. În situația în care ne aflam însă, asta nu ne domoli îngrijorarea. Vitalis se opri o clipă ca să-l mângâie pe cap. Și tu ești un cățel cum se cade, spuse el, dar vai, pe lumea asta nu se trăiește din bunătate. E nevoie de ea pentru fericirea celor din jurul nostru, însă mai trebuie și altceva care nouă ne lipsește. Ce vrei să facem numai cu capii? Înțelegi și tu, nu-i așa, că acum nu mai putem da reprezentații. Așa e, dracii de copii și-ar bate joc de noi, ne-ar arunca cu mere stricate în cap și n-am strânge nici 20 de bănuți pe zi. Cum vrei să trăim toți trei cu 20 de bănuți, ca să nu mai vorbesc că în zilele ploioase, cu zloată sau cu ger, n-am câștigat nici pe jumătate? Dar harfa mea, dacă aș avea doi copii ca tine, ar mai merge poate, dar un bătrân ca mine și un copil de vârsta ta, proastă treabă. Nu sunt încă destul de bătrân, dacă aș fi mai prăpădit sau dacă aș fi orb. Din nefericire însă, sunt ceea ce sunt, adică nu în situația de a stârni milă și la Paris, ca să capesc ceva de la oamenii grăbiți care se duc la treburile lor, trebuie să fie într-o stare cu totul jalnică. Și apoi, trebuie să nu-ți fie rușine să ceri de pomană și asta eu n-aș putea o face niciodată. Uite deci la ce m-am gândit și ce am hotărât. Am să te dau până la sfârșitul iernii la un padrone, care te va trimite împreună cu alți copii să cânți la harfă. Când vorbisem de harfa mea, nu mă gândisem la o astfel de încheiere. Vitalis nu-mi dădu răgaz să-l întrerup. În ceea ce mă privește, continuă el, voi da lecții de harfă, de cimpoi, de vioară, copiilor italieni care cântă pe stradă. Sunt cunoscut la Paris, unde am stat în mai multe rânduri. Tot de acolo veneam și când am ajuns în satul tău. Dacă am să caut lecții, am să găsesc mai multe decât pot da. Vom trăi, doar fiecare pe socoteala lui. Apoi, cât timp voi da lecții, voi căuta să dresez alți doi câini ca să-i înlocuiască pe Zerbino și Dolce. O să încerc să-i învăț cât mai repede și la primăvară vom putea porni iarăși la drum amândoi, dragă Remi, ca să nu ne mai despărțim, căci norocul nu e întotdeauna vitre cu cei care au curajul să lupte. Asta îți cer eu acum, curaj și răbdare. Mai târziu, lucrurile vor merge mai bine, să scăpăm noi deocamdată de iarnă și de frig. La primăvară începem iar viața noastră liberă. Te voi duce prin Germania, prin Anglia. Tu crești și mintea ta se deschide. Te voi învăța multe lucruri, voi face om din tine. Mi-am luat acest angajament față de doamna Milligan și mi-l voi ține. Cu gândul acestei călătorii am început să te învăț englezește. Știi până acum franțuzește și italienește, ceea ce înseamnă ceva pentru un copil de vârsta ta. Și unde mai pui că acum te-ai făcut și voinic,
Hai să vezi, dragă Remi, hai să vezi că viața mai poate fi frumoasă pentru noi. Planurile acestea erau, desigur, cele mai potrivite cu starea noastră de atunci. Acum, când mă gândesc, recunosc că stăpânul meu făcuse tot ce era posibil ca să iasă din încurcătura în care ne zbăteam. Dar gândurile care-ți vin după o matură chipzuință nu sunt aceleași cu cele din primul moment. Pe atunci nu vedeam decât două lucruri, despărțirea și pe padrone. În hoinărerile noastre prin sate și orașe întâlnisem destui padroni din ăștia care îi poartă pe copiii angajați încoace și încolo, mânându-i cu bățul. Nu semănau într-un nimic cu Vitalis, erau aspri, nedrepți, pretențioși, bețivi, cu înjurătura și cu ocara pe buze, cu mâna ridicată, gata să lovească. Dacă nimeream peste unul din acești fioroși patroni, și apoi, dacă chiar întâmplarea mi-ar fi scos în cale unul mai cum se cade, era totuși o schimbare, încă o schimbare, după Doică, Vitalis, după Vitalis, altcineva. Toată viața avea să fie oare astfel. N-aveam să găsesc oare niciodată pe cineva de care să mă pot lega pentru totdeauna. Încetul cu încetul mă atașasem de Vitalis ca de un părinte, prin urmare, nu voi avea niciodată un părinte, niciodată familie, pe nimeni. Veșnic singur pe lume, veșnic pierdut pe pământul ăsta nesfârșit, pe care n-o să găsesc niciodată un loc unde să mă acuiez și eu. Aș fi avut multe de spus și cuvintele mi se îngrămădeau pe buze, dar am tăcut, stăpânul îmi ceruse curaj și resemnare. Voiam să-l ascult și să nu-i sporesc mâhnirea. De alminteri, nici nu mai era lângă mine, căci temându-se parcă să audă ceea ce simțea că aveam să-i răspund, pornise iar la drum la câțiva pași înaintea mea. Îl urmai și peste puțin am ajuns pe malul unui râu pe care l-am trecut pe un pod plin de noroi, cum nu mai văzusem niciodată. Zăpada, neagră ca praful de cărbune, acoperea șoseaua ca un strat în care te afundai până la gleznă. La capătul podului se afla un sat cu ulițe înguste, apoi după acest sat începea din nou câmpia, presărată aici colo cu case sărăcăcioase. Pe șosea, căruțele se țineau lanț încrucișându-se, fără întrerupere. M-am apropiat de Vitalis, trecând la dreapta lui, pe când Capi mergea cu capul plecat în urma noastră. Curând, câmpia se isprăvi și ne pomenirăm într-o stradă lungă de nu-i se vedea capătul. De o parte și de alta, până în depărtare, numai case, dar sărăcăcioase, murdare și mult mai urâte decât cele din Bordeaux, Toulouse sau Lyon. Zăpada fusese strânsă din loc în loc și peste aceste mormane, negre și tari, erau azvârlite zarzavaturi stricate, cenușă, gunoaie de tot felul. Aerul era încărcat de mirosuri grele, la fiecare pas întâlneai camioane, de care trecătorii se fereau cu multă îndemânare și fără a părea că le bagă în seamă. Unde suntem, îl întrebai pe Vitalis. La Paris, băiete, la Paris. Dar unde erau casele mele de marmură? Unde erau trecători îmbrăcați în mătase? Ce realitate urâtă și păcătoasă! Ăsta era Parisul pe care dorisem atâta să-l cunosc. Aici aveam să-mi petrec, prin urmare, iarna, despărțit de Vitalis și de Capii.